Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. În pace Domnului să ne rugăm. Amin. În pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Amin. În pace a toată lumea pentru bună starea Sfântului Dumnezeu Biserii. Domnului să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu și pentru mântuirea lui Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântul Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință cu evita la pietre și cu frica lui Dumnezeu intră în dânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pe tușine, pentru conducătorii țării noastre, pe mărboi mari, orașelor și ai satelor, pentru viitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Pentru robii lui Dumnezeu, Ioan și Eugenia, care s-au unit și se numesc acum în taina nunții, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește-i! Pentru ca să fie binecuvântată nunta aceasta, ca și cea din care va idei, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește-i! Pentru ca să-și dea la bună înțelegere, viață cuvătată și tot pântecului spre folos, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește-i! Pentru ca să se veselească în averea fiilor și fiicelor lor, și pentru ca să-i se dorească lor, bucuria naștere de prânci bun și purtarea ca să vină înainte în viață, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește-i! Pentru ca să împlinească lor și nouă toate cele ce ne cuprem în mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește-i! Pentru ca să fii izbăviție și noi de tot prin dată, în mânia primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește-i! Răspunsa curată, prea binecuvântată, stăvită stăpână noastră de Dumnezeu născătoarea, și cu vrea Fecioara Maria, cu Sfinții să o pune. Ea Sfântă Născătoare, de Dumnezeu, mă miluiește-ne pe noi. Și cu toată viața noastră, de Hristos Dumnezeu, să o dă. Fie, Doamne! Să fie binecuvântată slava și împrejunțirea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește-ne! Dumnezeule cel preacurat și cititura toată făptura, care din iubirea ta de oameni ai preocupat să te rogi și la darul femeii și ai binecuvântat pe ei și ai zis, crește și vă mulți și stăpâniți pământul și de amândoi ai iertat un Duh prin însoțire, căci pentru aceasta va lăsa un Duh la Dumnezeu și mama sa. Se va încăta aici legăm. Aici legăm. Nu. Nu te repede după ea. Și te druit pe Isaac, rebeită și-a binecuvântat nașterea ei, care a zis Iacob, Rahela și în iarna 12 maniar, tu filmezi? Și filmea. Nu tu să-ți-l care a trimis Aria și pe Isabeta și i-a dat lor cum era intemergătorul. Cel ce vine de cina lui Iesei a crescut pentru pur la Fecioara și din ea de sub pace de născut pe unția neamul omenesc, care pentru nevrintul tău da și multa bunătate și plicarea Galilei și multa care era acolo ai binecuvântat-o, ca să rămâns că din voia ta se face soția cea după lege și nașterea de cum și în această soție. Căsută bune prea sfinte, primește rugăciunea noastră a robilor tăi, ce trec acolo și aici, unde față cu ajutorul tău cel nevăzut, binecuvintează nunta aceasta și dă robilor tăi, Ioan și Eugenia, față pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragoste, unea cu altul în legătura păcii, dar de timp semințe de viață îndelungată, cu una ce vezi și te amării, vrâncește a vedea pe fiii fiilor lor, păzește viața lor fără mântuială și le dă loc din roa cerului de sus și din veșugul pământului. Umple casele lor de grâu, de vin și de untdement, de toată bunătatea, ca să-ți ia și celor iti. Și le plinește lor, cele ce sunt împreună cu ei, toate cele ce le pentru mântuire. Că Dumnezeu milostiv și îndurat și de oameni în vitorie și ție slavă împreună în sânt, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvântate și Doamne Dumnezeu nostru, Totitorul Mântii Cele Tante și Preacurate, Slăjitorul Munții Celui Trupești, Păzitorul Nesii Căciune și Chiveristitorul Cel Bun al Celor Dumnezeu de trebuință vieții, Însu Stăpâne, ceea ce din început ai zis din copii, ai pus pe răcate o cărțină al Cucurii și ai zis, nu este bine să fie omul singur pe cuvânt să-i face un ajutor din plânsul, ci în ultima din coastele lui ai zis femeie, pe care văzut-o Adam a zis, iată cum o să-i moasele mele și trup din trupul meu, aceasta se va numi femeie că din bărbatul s-a salvat ea. Pentru aceasta vă lăsă unul de sată sus și pe mama sa, se va uni femeia sa și vă fi amândoi cu.
de care Dumnezeu i-a venit omul să nu-i despartă. Și acum, Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, trimite harul tău cel ceresc peste robii tăi, aceștia, icoane cel din aceste robii tale, acesteia, să se plece cu toate bărbatului său și robului tău acestuia să fie cap femeii ca să viețuiască după voia ta. Binecuvintează pe ei, Doamne, Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Avram și pe Sara, binecuvintează pe ei, Doamne, Dumnezeu nostru, binecuvintează pe ei, Doamne, Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Iacob și pe bătos patriarh, binecuvintează pe ei, Doamne, Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Iosif și pe Asineta, binecuvintează pe ei, Doamne, Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Moise și pe Sefora, binecuvintează pe ei, Doamne, Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Ioachim și pe Ana, binecuvintează pe ei, Doamne, Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Zaharia și pe Elisabeta, păzește pe ei, Doamne, Dumnezeu nostru, precum ai păzit pe noi curată, păzește pe ei, Doamne, Dumnezeu nostru, precum ai păzit pe Iona în cântecele chitului, păzește pe ei, Doamne, Dumnezeu nostru, precum ai păzit de foc pe Sfinții Trei Tineri, trimitându-l loc două din cer, și să vine peste ei bucuria aceea pe care a avut-o fericită alea, când a aflat cinstit acolo cea. Adu-ți aminte de ei, Doamne, Dumnezeu nostru, precum ți-a adus aminte de Enoch, de Sem și de Elie. Adu-ți aminte, Doamne, de ei, Doamne, Dumnezeu nostru, precum ți-a adus aminte de Sfinții Trei Patru de mucenici, trimitându-l loc unul din cer. Adu-ți aminte de Doamne, Doamne, Dumnezeu nostru, și adu-ți aminte de părinții lor, care i-au născut și i-au crescut. Pentru bărbăciune părinților întrestemile caselor copilor. Atât de minte de ei, Doamne, Dumnezeu nostru, și atât de minte de robii tăi, nașii lor și de mântașii, care s-au adunat la săvârșirea acestei sfinte tale. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeu nostru, de robul tău, Ioan, și de roba ta, Ioan, și bine. Stai că nu iasă, mă. Pe lor roada pântăciului bun și bun și bună înțelegere sufletească și trupească. Înalță pe ei ca pe cei de jubanului. Ca tot în destularea vrând, ce să spunească să-i văd faptă cea bună, bine plăcutăție, să vadă pe cititilor lor ca niște învățuri bine de mărșlii în jurul mesei lor. Și bine plăcând înaintea ta să rugească pe domnitorii de cer. Pentru tine, Domnul nostru, vreste cu tine slava, puterea, cinte și închinarea, Părintele și Părintele tot celui fără de început și Duhului Stău celui de viață vădător. Acum și pururea și veci veci. Amin. Domnului să ne rugăm. Amin. Dumnezeule cel Sfânt, care în țărână ai făcut pe om din coastră, ai făcut femeie și ai însoțit-o lui spre ajutor, ca așa a plăcut slavei tale, ca să nu fie omul singur pe pământ. Însuși acum, Stăpâne, întinde mâna ta din Sfântul tău locaș. Dreapta. Și întâi de mâna ta din Sfântul Zolocaș și unește pe robul tău, Ioan, roaba ta, Eugen. Pentru că de la tine se întotdește bărbatul cu femeia, unește pe ei într-un gând, încrunează-i într-un trup, stăluiește roada pântecii de dobărâte de prunci bun, ca atestă stăpânia și atestă împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Se cunună robului Dumnezeu, Ioan, cu roaba lui Dumnezeu, Eugenia, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin, amin. Se cunună robului Dumnezeu, Ioan, cu roaba lui Dumnezeu, Eugenia, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin, amin. Se cunună robului Dumnezeu, Ioan, cu roaba lui Dumnezeu, Eugenia, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea. Și în vecii vecilor. Amin. 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 Se cunună roaba Dumnezeu, Eugenia, cu robul lui Dumnezeu, Ioan, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin, amin. Eugenia, cu robul lui Dumnezeu, Ioan, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin, amin. Eugenia, cu robul lui Dumnezeu, Ioan, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, amin. Doamne Dumnezeul nostru, cu
cinste încruniază-i pe dânsii. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste încruniază-i pe dânsii. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste încruniază-i pe dânsii. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! E Duhului Sfânta Evanghelie, după Ioan, citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Să-mi aminte, în vremea aceea s-a făcut nunt în Cana Galilei, iar mama lui Iisus era acolo și au fost chemați la nuntă și Iisus cu cenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai au vin. Iar Iisus chiar răspund, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, încă n-a venit ceasul meu. Mama s-a zis celor care slujeau, faceți tot ce vă va spune. Și erau acolo 6 vase de piatră puse pentru curățirea iudeilor, care luau pe 2 sau 3 metri. Iisus le-a poruncit unul din vasele cu apă, le-au umplut până sus, apoi le-a zis, scoateți acum și duceți în urmă. I-au dus și când unul a gustat apă, care puse vin și nu știa de unde este. Și numai slujitorii care scosiseră apa știau, a chemat unul pe mire și i-a zis, orice om pune vinul cel bun și găsit.